Voi termon CT sau pe SRL? Atenție! Haide, domnule, mai faceți un termon CT, SRL, poi mâine și nu mai aveți datorii. Dar nu noi îl facem. Nu, asta nu noi îl facem. Noi, nu noi trebuie să-l facem. Omor, atenție! Nu mai inviați un mort. Care este soluția dumneavoastră? Soluția trebuie să o aveți dumneavoastră, nu eu. Deci nu vreți să vă arăt termonul. V-am zis, eu sunt client acum. Spuneți-mi și mie, cu ce mă încălzesc la iarnă? Asta trebuie să vă puneți dumneavoastră. Păi cu ce dumneavoastră? Deci, ați lucrat în sistem. Ați lucrat în sistem sub ochii la DPP, cu ce mă încălzesc la iarnă? Ați lucrat în sistem, dumneavoastră spuneți, domnul Cetean, domnul Ștefănescu, că lucrează de mai mult timp așa, în sistem, bun, a fost director, mai de mult să spună cum a ajuns în halul ăsta. Deci, sincer, vreți să vă dau răspunsul, vi-l dau eu. Dați-mi răspunsul. Deci a ajuns în halul ăsta din cauza clădirii cu turnulețul verdelor. Bun, eu sunt dintr-o lună în clădirea aia. Bun, eu vă întrebat dumneavoastră pentru că celălalt a din sistemul ăsta putred funcționează și termonul. Cu ce mă încălzesc eu, Toncu, la iarnă? Încă o dată, întrebare punctuală. Căutăm soluții să punem centrale de apartament. Foarte greu. Aveți un studiu de impact, aveți un studiu de fezabilitate. Pentru că acest sistem... Nu, asta de vorbă cu oamenii în stradă. Da, trebuie să aveți o strategie. Cu bani publici vreți 20 să puneți... cu bani publici plătesc 20 de miliarde pe an? Nu, da, puneți centrale în apartamentul meu cu bani publici. Încercăm. Încercați, domnul primar. Dar e mai rentabil. Dumneavoastră tremurați de scaun, domnule. Nu mai spuneți dumneavoastră că tremurați de mila oamenilor. Eu sunt foichist, domnule, intru în subsolul cu purici și cu rahat, domnule. Domnul primar, te înșelea marnic, eu intru în subsolul, domnule, citesc, mături, fac tot ce se poate. Eu nu țin de scaun. Dacă vă interesează salariul, vi-l spun cu cea mai mare Nu, mă interesează salariul, domnule. E altă problemă. Deci eu vi-l spun. Deci eu nu deci țin de scaun. Deci mă interesează salariul domnului și domnului Cetean. Da. Domnul primar. Cât la nivelul viceprimarului. Bun, cât? 24 de milioane. Bun, domnul Ștefănescu, este sub nivelul viceprimarului și am dreptul la scolă. Cât luați în mână? În jur de 33. 3300. Mai mult decât directorul. Da, asta este. Deci, domnule, bun, corect. Luați 33 de milioane. Oamenii ăștia care trebuie în casă au 3 milioane. Domn primar. Da, dar ce relevanță are asta, domnule? N-are nicio relevanță. Renunța salariul meu, care vă lua problema. Vorbim vorbe. Deci, știți că noi nu trebuia să avem această poziție de conflict. Deci ar trebui să facem echipă să găsim soluții. Mă vinovățește pe mine că eu închid termonul. Nu, domnule, deci primar, noi suntem după o perioadă... Și să dau explicații cum va funcționa. Închipuiți-vă că noi suntem după o perioadă foarte lungă de stres. Deci de 4 ani de zile se întâmplă lucrul ăsta și n-am fost înțeleși de vechiul primar. Așteptăm acum un primar nou să ne înțeleagă, domnule. Deci, sincer vă înțeleg. Suntem 38 de salariați, am rămas o mână de oameni. Deci dumneavoastră credeți că nouă nu ne pasă de familiile noastre? Sincer, să pornească... Avem în spate niște copii. Ca niște să pornească familii. Acest sistem, în momentul de față, trebuie 16 miliarde. Cristi are 3 copii. Vă minte cine spune că nu se interesează și de scaunul lui. Pentru că n-am mai fi aici. Unii au rate, altă... Dar nu discutăm. Dar nu se pune problema doar în felul ăsta. Nu, dar ca să pornească acest sistem trebuie 16 miliarde plus 20 de miliarde pe an la modul ideal în care și-ar plăti oamenii dacă termonul ar beneficia de câteva instituții care să-i crească producția, în primul rând ar scădea deci, foarte puțin prețul actual, și n-ar mai fi nevoie de haideți, când mutăm noi instituțiile? Legăm instituțiile la termon acum? Vreo câteva branșamentul la ușă. După ce le-am branșat, iar asta putem funcționa leger. Ne trezim că la vara următoare le oprim și instituțiile respective nu au apă caldă sau... Deci cazul cum se plătește. Domnul primar, lăsați-mă o reacție. Cât a costat centralele astea de apartament? Pe minim a costat să fie centrală cu gaz, cu tot. În jur de 60 de miliarde. Înseamnă 4 ani de funcționare termenului. Nu, înseamnă... 16 miliarde ai chitat datorie. Cum? Condamnați la frig. Dar nu avem bani nici pentru centrale, domnule. Nu o să poată să plătească. O să se uite la centrală și... Mai devreme sau mai târziu se vor uita la perete. Domnul primar. Că le-ați luat 12 milioane ca să-i legați și mai puneau 12 și își puneau centrale. Vreau să vă atrag atenția că la Făgăraș, același sistem bazat pe centrale de cartier s-a închis. Dumneavoastră, cum vă uitați în ochii oamenilor că le-ați luat 12 milioane anul trecut să...
Dar cei 12 milioane să-și facă nu știu ce adaptare la distribuția pe orizontală. Cum ne uităm noi, gazul nu are tot la fel contor la ușă. Bun, le-ați luat 12 milioane și prin contractul respectiv spunea că o să le furnizați continuu. Și nu domnul, le mai repet încă o dată, domnul primar, obligația de a asigura continuitatea aparține autorităților publici locale, Consiliul Local și Primăria. Și după aia vine deci, domnul Șervănescu, domnul primar, hai să ne calmăm puțin. Dar, domnul, deci, oricum, rezolvarea corectă este în a găsi soluția. Eu îl înțeleg că domnul primar este atât de iritat pentru că a intrat într-o cloacă mare de tot. Bine că nu știm tot. Problema este că termenul este una din problemele primăriei, o problemă grea, cea mai grea, dacă este. Dacă primăria își făcea datoria ala lung, tot timpul ăsta și își dădea subvenția asta, aveam și mai mulți clienți, plăteam și gazul, nu cam aici e problema. Pentru că toate comunitățile din toată țara asta au înțeles fac. Și rezolvă. Asta fac. O secundă, deci termoceturile astea sunt niște instituții de utilitate publică. Și ele trăiesc prin ajutorul dat de statul român, că dacă n-ar fi așa, înseamnă că tot pachetul de legi pe care ne axăm noi proprietatea, n-ar exista. În lege scrie foarte clar, explicit, numai că primăria până a venit-o acolo a fost abuzivă. Ne-a venit deci, din toate direcțiile, inclusiv faptul că nu ne-a dat subvenția pentru populație, nu pentru mine. Când a venit domnul Cetean la noi în birou, am zis că le scoate în redevența. Eu mi-asumam ceea ce spuneam. În prima ședință scoteam redevența, nu era problemă. Dar în aceeași măsură l-am întrebat, domnul Cetean, scoatem redevența, funcționați? La care mi-a spus, funcționăm cu 800 de milioane vara și total an 20 de miliarde de ajutor de la primărie. Deci astea sunt cifri la păi nu, dar știți de ce e calculat 20 de miliarde? Pentru ca prețul către populație să fie accesibil. El deci, nu e accesibil nici cu 20 de miliarde, că dacă era nu. Accesibil nu erau deci, 4.000 de datori. Deci uitați-vă la Bacău, 150 de lei, domnule. La noi 300 de lei. Deci 300 cu 20 de miliarde, dați. Populația Oneștiului plătește dublu. Nu mai secundă. Nu, e 300 fără subvenție. Ne ambalăm foarte tare. Fără, ar fi fost 400. Lucrurile astea, atenție, eu n-am venit să mă zic cu primarul. Prețurile sunt la fel de producere în țară, dar ele diferă la populație pentru că subvenționează primăria, domnule. A cui e subvenționată sau nesubvenționată? Nu, e subvenționată, e zero. La Bacău, la Bacău, 150 de lei de primărie. Nu confundați ajutoarele de încălzire cu subvenția. Da, e altă treabă. Domnul primar, la E altă treabă. Deci prețul de producere... Domnul Cetean a zis ca să funcționeze. Trebuie 20 de miliarde de ani. Ca să putem scădea și prețul către populație. Undeva jurul Bacăului, la nivelul Bacăului. Așa se socotește. Se socotește nivelul de rețet. Este o societate anticapitalistă. Trebuie să producă la un preț și trebuie să vândă la un preț. Păi dar prețul este controlat de stat și de local. E suportabil de populație. Foarte bine. Bun, vinde un pierdere. Problema este alta. Iar diferența de preț trebuie să ne acopere. Bugetul de stat și bugetul local. Dacă nu găsim 20 de miliarde de euro, trebuie închis în societatea. Asta e problema. Problema este că nu doar 20 de miliarde. Trebuie să găsim 16, să achităm la gaz. Nu, era pe anul ăsta. Păi pe anul ăsta trebuie să achităm 16 gazul. Dacă domnul primar de nare era corect, după ce a semnat ăsta... Dumneavoastră aveți și 16 miliarde, nu mai punem conie cu 33 miliarde. De la 20 scădeți 16, rămân 4. Bun, cu 20 să scad 16, da. Nu ai 20 și rămân 4. Aia 4 nu sunt suficienți pentru a funcționa un an de zile, trebuie tot 20. 20 cu totul, cu aia 16. Nu e 20 cu 16. Dar noi problema de funcționare este din primăvară. 16 miliarde plus 20 ca să funcționeze. Datoria, nu fără aia totul. Datoria, tu-i mama măsii, na. Datoria. Nu, ăștia 16 miliarde la gaz care i-aveți. Ca să puteți porni, acum trebuie să achităm gazul. Corect. Da. Da. Deci asta e primul pas. După aia, ca să puteți funcționa, vă trebuie 120 de miliarde pe an. Bun, deci trebuie la anul. Pentru ca prețul să fie accesibil la populație. Pentru că eu dacă... la anul. Noi cu ăștia 16 miliarde funcționăm anul ăsta. Cum funcționați? Ăștia îi dați. Ați chitat datoriile și faceți altele, poate. Am calendaristic sau octombrie? Deci noi pe timp, pe lune de iarnă, suntem cât de cât
rentabil, pentru că furnizăm și ne acoperim pierderile. La noi problemele încep după luna martie-aprilie, când, datorită faptul că avem puțin, că furnizăm apă cald, sau s-a cumulat datorii. Și nu avem un casă. Dacă dăm 16 miliarde către gaz și am pornit, mai rămân 4 miliarde, din aia 20 care vorbeați dumneavoastră, care compensăm octombrie, noiembrie, decembrie. Iar la anul e altă discuție de 20 de miliarde. Începând cu ianuarie. Deci, da, prețul la populație va fi suportat. Deci plătim datoriile, repornim, reconstruim prețul de producere la valoarea lui reală și vă trebuie diferența, diferența aia ca să poți să vând la populație o vrem de la primărie. Poate parte de primăria, pentru că e proprietar. Iar restul de guvernul României. Deci toate investițiile care... Deci cea din 9 miliarde despre care vorbim, primăria a dat 3 miliarde și ceva, diferența a dat-o guvernul României. Deci, haideți să revenim 40 la... și guvernul 60. Deci avem șatul. Iar la panouă solare primăria dă 30 și la cele ien, căzănele mici de apă caldă, anul ăsta, parte din ele, dacă vom funcționa, este o întrebare, parte din ele vor furniza pe lângă apă caldă și agent termic. Deci vorbim de un cazan care e de 10 ori mai mic decât cazanul care a funcționat până acum. Putem da exemple cât vreți. Vă dați seama, este alt consum pe același efect. Deci, aveți cazane mai mici, nu aveți cazane mai mici. Așa, deci investiția mult mai mare. Pentru investiția mai mici, cu încă 9 miliarde de cheltuieți. Abia am terminat, abia primăvara asta am terminat investiția. Nu am apucat să produc. Deci n-aveam cum. M-am rugat de primarul în funcție, de instituția primăriei, să nu nominalizăm, pe păcat. Să vorbim în lipsă. E clar, e primară. Fiți un pic mai clar. Nu, eu sunt foarte explicit întotdeauna. M-a rugat de domnul Leonardo, zic, domnule, dați-mi voie să folosesc această nouă investiție, să o învăț, pentru că avem niște gânduri legate de ea, în sensul de care vorbeam mai înainte. Domnule, cu fi copățicu, chiu cu vai, am depășit, după aceea n-am mai avut să mai țin de cuvânt în continuare, pentru că a plecat unde a plecat el. După ce a capitalizat DPP-ul. Deci, din punctul meu de vedere, să recapitalizez DPP-ul. Nu s-au dat banii de recapitalizare. Deci nu s-au... 6 miliarde nu se dau ăia. 6 miliarde. S-au acceptat, dar nu avem să-i dăm. A, nu mă interesează, dar... Deci nu s-au dat. Așa cum s-au... Că la noi nu se poate și la alții se poate măcar... Deci ăia sunt importanți, dar nu s-au dat. Și că n-am deprimit, e bine, domnule. Care este... Așa că n-am deprimit. Capitalul social. Știți cât avem capitalul social? Așa cum s-au... 100 de mii de lei. 100 de mii de lei. Așa cum s-au votat cumpărarea de acele utilaje, fără să fie fundamentare, așa s-a votat și mărirea capitalului social, fără să existe bani. Noi nu avem bani să le dăm la DPP-ul 6 miliarde. Am înțeles problema, dar tratarea diferită a două firme care aparțin de partidul local, la unii ești mumă și la unii ești șumă. Nu acum. Atunci. Ca principiu. Ca principiu. Știu, nu se poate. 6 miliarde. Erau cu două săptămâni înainte de a pleca. Aș vrea să mai fac o precizare. Și cu două zile înainte de a pleca au semnat oamenii ăia un contract pentru care riscă. Da. Foarte bine, multe. Să duc acolo unde i-au riscat. Ascultă-mă, leagă, legat de ați ridicat o problemă care pe mine personal mă deranjează și nu este corectă, din punctul meu de vedere strict. Dar parcă am o discuteriță și pe aici. Chiar credeți când este la îndemână să trimitem la executor dosare, credeți că e chiar așa de simplu? Citiți, vă rog frumos, și vedeți... pentru mine sunt tragedii. O femeie la 77 de ani mă întreabă dacă o să mai aibă căldură la iarnă. Și eu ce să-i răspund? Am întrebat presa. Mi-au venit cu ochii în lacrimi și când face executare ca 80 de milioane la termon. Deci, haide să ne înțelegem la o treabă. Când am o datorie la o bancă, banca are vreo milă față de mine. Nu către poșta societate, termon CT, nu de către noi termon CT. Deci nu aruncați în termon CT. Și noi avem, noi avem foarte puțin. Dar am primit un serviciu. Dar de mea anul trecut am demarat campania asta. Dar nu avem datoria să recuperăm aceste debite. Avem datoria, banii consumați, pe care nu am plătit bani.
Deci noi am plătit agent termic, am plătit gaz metan, le-am făcut, le-am dat la om, e adevărat că omul n-a putut să-și plătească. Deci oamenii care vin cu executare, n-au nici centrală de apartament, se învelesc cu 3 plabumi iarna și treburi lângă noi de aici trebuie să ne dați de gândit, domnul primar. Este vorba despre starea actuală a populației din Onești. O sărăcie totală. Sărăcie totală. Și nu este vina noastră. Și nu este vina noastră. Dar să știți că eu... Nu-i nici vina mea, dar eu muncesc să nu mai fie așa. Să dea Dumnezeu să și reușiți. Pentru asta mă lupt. Să dea Dumnezeu să și reușiți. Să scad taxele pe platformă și să aduc investitori. Pentru asta port discuții cu o delegație chineză să vină și să le trimiți caietele de sarcini de la toată platforma. Pentru asta am discutat cu consilieri a președintelui din Iran să vină să aducă investitori. Pentru asta. Deci dacă reușiți, știți cum avem și noi de muncă, dar așa să mă, fără nicio, deci iarăși o să fac o referire care nu vă convine, să mă aruncați în nean cu serviciu. Nu vă arunc eu, nu, de la asta a vorbit, s-au aprins spiritele. S-au aprins spiritele. Eu nu am unde să muncesc, am spus că nu am de gând să arunc un ronoc. Domnul primar, am avut în mână 3 turbine de 50 de megawatts. Sunt personal de înaltă calificare. Eu, singur, deci, Tomcu, am avut 3 turbine de 50 de megawatts. Nu am loc de muncă datorită înaltei mele calificări. Spuneți-mi și mie, CER2-ul este tăiat, ca termo. Termo 1 este tăiat. 2x200 se duce. Eu unde mai, să mă duc să muncesc? Eu mă chinui să creez locuri de muncă. Contrar la toate vorbele din timpul campaniei.